Prin programarea consultărilor cu partidele abia săptămâna viitoare, președintele spune că lasă timp politicienilor să revină cu picioarele pe pământ. Klaus Iohannis admite că o soluție este greu de găsit, dar consideră că este de preferat un guvern cu atribuții depline și nu unul interimar, mai ales în această perioadă. Doar prin maturitate și nu prin țâfnă se rezolvă această criză guvernamentală. Și să fim sincer cu noi, cineva trebuie să guverneze țara, cineva trebuie să formeze guvernul. Vedem că USR a fost în guvern, a abandonat guvernarea, a votat USR împreună cu PSD și cu AUR pentru căderea guvernului din care au făcut parte. Nu știu dacă partidele vor putea sau vor dori să treacă peste aceste lucruri. E greu de negociat cu un fost partener care a votat să-ți dărâme guvernul. Direct vizați de tirul președintelui, cei de la USR îi reproșează acestuia că a asistat impasibil la adâncirea crizei. Opțiunea USR Plus este refacerea coaliției. România nu trebuie să rămână dependentă de un singur om, de Florin Câțu. Văd că PNL și președintele Klaus Iohannis îl susțin cu tărie. Eu cred că Florin Câțu nu este, dacă vreți, alesul lui Dumnezeu la Palatul Victoria. Șansele încep cu un telefon din partea PNL-ului prin care spun avem o nouă propunere de premier. Și în momentul ăla începem să ne așezăm la masă și începem să discutăm. PSD, în schimb, susține că are un singur țel, guvern de specialiști până la organizarea alegerilor anticipate. Nu există ca Partidul Social Democrat să susțină în acest moment un guvern minoritar al Partidului Național Liberal în nicio formă. Este exclus. Ca domnul Florin Câțu, după ce a trecut o moțiune cu 281 de voturi, să primească vreun vot din partea Partidului Social Democrat. Vrem alegeri anticipate, până la alegerile anticipate, un guvern de specialiști. Negocierile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare pentru identificarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui prim-ministru ar putea avea loc în prima parte a săptămânii viitoare.